Marco Primaru, cunosc o mare lume meu, pe ușa spate vești necuviată, ce mi-a lipit așa pe pumnea, în lumea dragă pe fâși colorată, ce lângă seara lui vedea o stea. O cântără de plânge și dansează, și cărca cu ochile de negativ, venim cu lumina, venim cu lumina. Să dai greș.
the white comb. Nici nu mai știu ce să mai spun. Bye.
invit în scenă doi contorsioniști. Să-i premenesc relul. Eu am să ies, nu pot primi. Thank you.
trebuie armați cu scule! Ce-mi plac scule! Ha, mici, precum două libelune! Ce frumoase libelunele! Pentru noi ștersul e o muncă ușoară. În timp ce ștergem praful, cântăm și la chitară. O să ce cici ăsta! După noi casa va arăta ca un curcubeu. Totul facem pentru tine, tu ești Dumnezeu. O asemenea regină cea de numai mașină. Ți-am luat un Volkswagen. Sau de nu un Citroen. De nu e bun chiar un Renault? Asta un Mercedes mișto. Ștergem praful foarte lin. Și iată ne ajuns la F-I-N. Și noi suntem bărbați! Acum, crezi că n-ai terminat. Scappare, se adagio la locco.
Se adagi o la lampa! Fac tot ce pot tu! Se adagi o la loco! Per forma una e per vestenza, finale, 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 finale. Ragazzi! Tutti ragazzi! Tutti, tutti! Poate fi capabile de o astfel de performanță. Ai văzut prea
experiență. Și tot mai de aici. Foarte bine. Hai, antrenament. Hai. Hai, gata cu relaxul. Gata cu relaxul! Hai, gata cu relaxul! Primiți, își umiptează globulele, strânge din sprâncene, îi sărăcesc gările și plânge! Începe cu obstacul, îi suspine, intele, voi femeni, vorbe și mult vârzatele crize de isterie. Thank you.
Ești la... Imaginați! Acum ce-o clocotesc!
Merge cu textul piesei sub braț și suflă bietelor acurii păci și greptice.
mai nevoie decât atât. Dacă sala este pe jumătatea plină, cumpără el restul biletelor. La meciurile de fotbal, ținem prima repriză cu Otu și la doua repriză cu Jiu. Iată că se întâmplă, prin nasul, că se posede un pic de timp pe aplânsul. Merge și plânge la toate mormântările programate și... Poftiți, să-mi roșesc. Ca atunci când i s-a mirat cheia orașului. Când prima lui a închis cheia, cheia a căzut pe jos. A refuzat din modestie. În schimb, edilii orașului au promis că îi vor ridica o... statuie! În mărime naturală, ca să-l reprezinte pe el așa cum e vedeți. Dacă ți-au făcut, doamnă, așa ceva, n-ați mai văzut. Și nici nu cred că veți mai vedea vreodată. Pentru că după cum vedeți, nu-l vede! Thank you.
Da.
eu. Poartă ciocul consiciu și așteaptă praf. Vină plictiseală și instinct, sparge sămânță. Păi, cum o să amânte așa sămânță pe jos? Ce exemplu dai ce oameni la teatru? Nu-i teatru, e circ. Dar mă rog, circ. Dar tot nu-i cum o să amânte pe jos. Ai permit eu. Atunci eu rămâi, mă. Ce poate, da? Să putem să vedem chestia asta după spectacol, să terminăm? Poate. Să terminăm și după aceea să stăm să discutăm la pe tu. Da, îți permis, să vedem. Ok, nu te deranjez. Circa 1. Respect.
la mine este cit. Păi ce este cit? Unde e girafele, semnele, pocile? Hai la mine este un circ cu animale! Ce face? Este Circus Mundi! Hai! Circ cu oameni! Oameni! Da, cu umanoizia! Două mâini, două picioare și mai puțin cap! Cum adică oameni? Hai, păi noi ne-am gândit! A, v-ați gândit voi! Eu m-am gândit! Te-ai gândit nea ta! Da, m-am gândit la nea! De ce? Hai, mai bine să fie un circ cu oameni decât cu animale! Mai mare! Adică? Adică! E mai clar! Adică? Adică dresăm bărbați, îngrăzim femei, prea slăbim curve, facioferim politicieni, sperie milițieni pe scurt, mai proști și mai copiți sunt oamenii! Yeah.
Ce mare e comedia și mică omenia. Ce lungă e tragedia. După ce din râs v-ați oprit,